Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Mă bucur din nou să fiu astăzi aici cu voi și la cererea voastră sau la rugămințile voastre am decis să vorbim un pic despre ceea ce se întâmplă în momentul de față la nivel de planetă în ceea ce privește cutremurile. Bineînțeles că orice cutremur în sine provoacă foarte multă panică, iar ceea ce s-a întâmplat în Turcia nu este deloc de nebăgat în seamă, deoarece pierderea vieților omenești întotdeauna este o tragedie. Dacă țineți bine minte, vă spuneam de aproximativ 2 ani de zile că încet încet se va schimba cumva tot ceea ce înseamnă frecvența acestor fenomene naturale, fie că vorbim despre cutremure, fie că vorbim despre inundații, despre tsunamiuri și tot așa. Ei bine, acest proces a început. Unul la mână de vină este și inversarea polilor, despre care vorbeam acum ceva vreme, iar magnetismul planetei este complet schimbat. Asta înseamnă că următorii ani de zile trebuie să ne așteptăm la cât mai mult astfel de evenimente. În afară de asta, este vorba și despre recunoștința pe care noi nu o mai arătăm mamei naturii. Am făcut un video dedicat acestui subiect și v-am explicat foarte clar că este extrem de important ca fiecare dintre noi să mulțumim naturii pentru ceea ce avem în fiecare zi. Am ajuns la momentul în care credem că absolut tot ceea ce avem ni se cuvine, că suntem stăpâni asupra tot și nu înțelegem că, de fapt, ceea ce avem sunt cadourile pe care natura și Dumnezeu ni le-au dat. Am început să construim fără să avem un habar despre asta, am început să căutăm minereuri, care bineînțeles că și astea au afectat destul de mult solul și tot așa. E bine, în legătură cu tremurul din Turcia, acesta era de așteptat. Dacă țineți voi bine minte, spuneam că țările care vor fi mai afectate de evenimente, fie că vorbim despre războaie, fie că vorbim despre tot felul de fenomene naturale, sunt țările care au o karmă destul de grea, o karmă destul de negativă, sau țările care și-au fondat baza pe subjugarea altor. Ei bine, și Turcia, la nivel energetic, cumva are o karmă similară cu acelor de alte țări care au făcut o felul de colonii și alte lucruri, însemnând că acum este vremea plății. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu este ca și cum m-aș bucura pentru asta. Doamne ferește, pentru că este vorba despre vieți omenești. La fel cum discutăm și la acest război în care există doi pioni foarte mari, China și Rusia, China și America, trei pioni, care se războiesc de fapt pe spatele oamenilor nevinovați. Este foarte trist ceea ce se întâmplă și nu vreau să vă îngrijorez, însă evenimentele acestea abia încep să prindă în intensitate. Sunt previziuni pe care le-am făcut de foarte multă vreme și dacă doriți să le ascultați, am să vă rog să căutați pe canalul meu de YouTube sau cum simplu search pe Google, veți găsi previziunile făcute de mine. Revenind la acest cutremur, vreau să încerc să vă liniștesc un pic și să înțelegeți că pentru România în acest an eu nu prevăd niciun cutremur. Eu nu văd în momentul de față să fie vreun cutremur de o asemenea magnitudine încât să facă niște distrugeri colosale. În schimb, până undeva prin luna aprilie ne mai putem aștepta la cutremure micuțe. Vor mai fi cutremure mici, dese, unele le vom simți, altele nu le vom simți. Cumva ultimul va fi unul de aproximativ 6,2 grade, însă nu vor exista niciun fel de pierderi de vieți omenești. În acest an chiar nu avem de ce să ne îngrijorăm pentru România. Știu că foarte mulți dintre voi sunteți speriați, însă trebuie să înțelegeți că în fața naturii nu ne vom pune. Și dacă cumva se întâmplă ca noi să trecem în lumea dincolo în anul cu tremur, era clar că nu putea fi evitat acea moarte. Dacă ți este să trăiești, cu siguranță vei trăi și dacă sunt cu tremure de 10 grade. Dacă ți este sortit ca destinul tău să se încheie în acel moment, cu siguranță se va întâmpla și acest lucru. Așadar, repet, în România nu va fi un cutremur foarte mare în acest an. Însă, ceea ce se prevede, și știți că eu discut foarte multă vreme despre acest cutremur, care am spus eu că s-a tot amânat, cumva Universul și Dumnezeu a avut milă de noi și l-a amânat din ce în ce mai mult, cu siguranță cred că se va produce undeva anul viitor. Nu-mi dau seama exact cum, perioada exactă, însă ce pot să vă spun este că nu va avea epicentrul în Vrancea. Va fi cumva complet diferit față de
ceea ce a fost până acum și mesajele pe care le primesc eu sau ceea ce văd eu este că ar fi undeva prin Dobrogea. Bineînțeles că pe parcursul acestui an am să vă dau mai multe informații despre acest aspect, însă ce vreau să înțelegeți este că nu trebuie să vă panicați. Ce vreau să înțelegeți este că toate aceste supoziții pe care le aud și eu la știri, la televizor, aproape zilnic sau văd tot felul de articole pe internet, nu fac altceva decât să creeze panica. Nu încercați să distingeți cumva doar răul din ceea ce vedeți, pentru că de fiecare dată modul de prezentare a lucrurilor, al fiecărui eveniment negativ, este de foarte multe ori exagerat. Iar asta creează, bineînțeles, foarte multă panică. De acum până în 2032-31, lucrurile vor începe să se schimbe total și chiar dacă mă repet, tot ceea ce noi am știut până în momentul de față se va schimba total. Declarații pe care nu le fac doar eu sunt lucruri care le spun de peste 3-4 ani de zile și acum sunt confirmate și de mari lideri ai lumii, să spunem așa. Încercați să înțelegeți că România este ferită și mereu am spus asta din foarte multe puncte de vedere. Unul la mână, noi suntem un popor care încă credem în Dumnezeu. Suntem un popor care se roagă. Suntem un popor care are cumva frică de Dumnezeu și credință. Și aici când spun a te ruga și a crede, nu mă refer doar la instituția bisericii. Mă refer pur și simplu la tot ceea ce înseamnă credința interioară. Și nu uitați că a crede în Dumnezeu, a crede în general, este un lucru extrem de personal, care nu trebuie comparat cu cei de lângă noi. De ce spun acest lucru? Pentru că parcursul acestui an, cel puțin undeva spre finalul anului, veți vedea că vor apărea foarte multe semne cum că biserica începe să se clatine un pic sau credința începe să se clatine. Ei bine, nu e vorba de credință, e vorba doar de instituția bisericii și tot felul de conflicte între diferite religii sau culturi. Pentru mine personal există un singur Dumnezeu, o singură putere universală, o singură energie universală și sunt convins că și dintre cei care mă ascultați, mulți sunteți de aceeași părere cu mine. Așadar, ceea ce putem face noi în acest moment, poate chiar să amânăm anumite lucruri, este să ne rugăm în continuare, să fim buni, să aprindem lumânări în fiecare zi și să mulțumim Mamei Naturii și energiei Pământului că ne suportă, că încă ne suportă. În momentele de cumpănă, tindem să devenim foarte răi, foarte agresivi și foarte egoiști, lucru care se va întâmpla foarte mult începând din vară. Sfatul meu este să vă păstrați bunătatea și omenia și iubirea față de tot și toate, pentru că doar în acest fel ne putem recalibra, să spunem. Nu puteți evita anumite situații, ci dacă stați să vă angrenați în ceea ce ar urma să se întâmple, nu veți face altceva decât să trăiți într-o anxietate permanentă și să nu vă mai bucurați de voi, de familia voastră și de ziua de astăzi. Atâta vreme cât sunteți pe picioarele voastre, atâta vreme cât sunteți sănătoși, atâta vreme cât aveți ce pune pe masă și aveți cu cine să vă bucurați de aceste lucruri, trebuie doar să mulțumiți cu recunoștință Universului pentru toate aceste lucruri și să vă păstrați fericirea și zâmbetul pe buze. Așadar, repet, vor mai fi niște cutremure foarte mici, unele sesizabile, unele insesizabile până în aprilie, urmând să fie un cutremur de 6,2 grade la un moment dat în aprilie, însă fără pierdere de vieți omenești. Nu trăiți în panică, stați liniștiți și haideți să trăim din ce în ce mai frumos. Că despre asta este vorba în această viață. Asta este menirea noastră. Să ajungem la acel punct în care să spunem că suntem fericiți din toate punctele de vedere și împliniți din toate punctele de vedere. Sper că a fost de folos și acest video. Dacă v-a plăcut, am să vă rog să dați un share acestui video și un subscribe la canalul de YouTube pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez nou. Până data viitoare, vă doresc să fiți fericiți. La revedere!